Tericianu, o zi e ferm după anunul lui Klaus Iohannis, susțin sesizarea CCR în cazul lui Covesi. Presubliniere dintele Celin Popescu Tericianu a spus miercuri ce sesizarea Curții Constituționale de către ministrului Justiției, Tudorel Toader, trebuie făcut, iar acest lucru se impune deoarece presubliniere dintele a refuzat revocarea procurorului subliniere Faldna, Laura Coducei Covesi. Cred ce sesizarea trebuie făcut, ministrul Justiției a anuncat ce guvernul, subliniez, doamna prim-ministru va face această sesizare, lucru care, după părerea mea, se impune în situația dat de refuza presubliniere dintelui de a semna revocarea procurorului subliniere F, a spus Tericianu, întrebat despre declarațiile presubliniere dintelui Klaus Iohannis potrivit cărora nu există temei pentru sesizarea CCR. Nu vreau să vorbesc despre modul în care i-a exercitat în ultimii ani CSM acest rol, pentru ce ar fi multe de spus, iar atitudinea mea nu ar face decât să reflecte nemulumire pentru modul în care a funcționat i-a ales să exercite acest rol de garant al independenței justiției. Legislația în vigoare este clar cu privire la rolul președintelui, cu privire la rolul ministrului justiției, cu alte cuvinte al guvernului, la procedurile de numire și de revocare a procurorului F de la DNA, a mai spus Tericianu, la Palatul Parlamentului.